Asta e final. Unde este acum? Mai am, bine, mai am, nu știu, 3 metri, 4 metri. Fisura continuă, e foarte largă. Da, da, da. Fisura este foarte, foarte largă. Are, cred că, 2 metri pe 3 metri. De asta. Doar că până o să va topi zăpada, nu știu. Și n-ai ce să sap, că n-ai ce să sap. E... Da, da. Partea bună că nu e niciun pic de grohotiș. De asta. Da, da. Da. Și pare un puț vertical. Da, 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 da. Da. Deci ne-am dus până la capătul corzii. Nu știu cât are asta. Trebuie să o măsurăm afară. Oricum ajuns n-am unde să mă duc, că mai am încă... Adică unde... Sunt câți 2 metri de coardă, ceva genul ăsta. De asta, de... Pare, pun blocatorul și urci, după aia cobor și tu. Da. Așa, ui, fane, doar ca să intrăm un pic aceștia. Ia mă, ce mai e pe acelea nou. Nu, nu, lopata să o luăm jos. Așa. Bă, să ne uităm la asigurare. Da, da, da. Nu intrăm chiar așa ca prostani, știi? De asta că... Da. Ca așa e frumos. Sunt suflător și sănătos. Trage greu? Da. O să bagi pe dispozitiv, dar să... Bă, ești prost, n-ai prinsă bine. Auzi, dar scoate-l o pățică, leagă-ți întâi o pățică sau ți-o dai în bot. Scoate-l o pățică întâi. Așa. Lasă-mă unul și noi acolo. E cu o carabinieră, cu ceva? O verigă, rapid. Aia, nu e veriga lor. Cur. Păi scoate... Scoate, desfă veriga și scoate nodă. Păi da, dar e strânsă veriga, ce crezi? Da? E cu cheia? Hai că mă duc acolo, stau un blocator, că... N-am fund de aici. Sau așa, hai. Îl pun de siguranță și vedea după aia. Trango, cartea mea. A, trango, da. Da, da, da. Să vezi și mă zboară acum. Bă, trebuie să văd dacă l-am pus bine. Că ăsta trango tot timpul. Dacă e pus bine, oricum sunt blocator. Am dat tu lopata, da? Da, da, da. Să te mai uiți un pic la alea pe acolo. Să fie strâns ăla. Aia e bine, ne aberăm acum, da? E, dacă e pe filet, aia a fost. Da. Să fie strâns. Ia. Da, da, da. Bun, hai că o să-mi iau și eu pedal. Am uitat cu speaua cum e treaba. Păi și eu, că e cu pedale, cu chestii, trestii. Am uitat de pedale și de-astea. Cum e, Fane? Am ajuns pe limba de zăpadă, da? Mai continuă și eu, da? Și coarda unde e prinsă? Pe valul, mai jos. Da? Ai și dus până jos, da? Stai un pic că vii jos și vedem. Imediat. Da, mă. Păi și ăștia ar fi coborât sau nu ar fi coborât? Mai jos. Greu de zis. Putem să încercăm să dăm ușor așa, vedem ce e acolo. Păi da. De asta. Dar s-a topit mult, mă, aici. Păi nu știi că e deja gata, era frumos, până și aici fac. Da, păi uite-te unde e spitul. Că noi știi că ne băgam pe lângă spit. Era spitul undeva. Da. Dar nu, nu, mai pe la nivelul top acolo trebuie să fii. Era spitul ăla unde era fracționare. Da. Uite la acolo. Nu e la spit, uite la acolo. Nu e. Nu, era chiar, cred că în ăsta, în lespede. În planul ăsta de falie, în planul ăsta de falie era. Nu știi că am bătut eu la el. Da, în planul ăsta de falie era. Pe sus era, pe acolo. Da. Uite, nu e acolo. Da. Că știu că stăteam cu piciorul aproape pe peretele celălalt. Da. Da, s-a topit metri. Da, s-a topit mult. Uite ăla, pitonul. Ah, uite, da. Da. Pitonul. Și pitonul era, de aici știi că era puțin un fel de fracționare aici. Da. S-au topit, cred că 4-5 metri. Era în pace, nu știi? Da. Era cam aici la nivelul zăpezii. Da, cam așa. S-au topit în draci. Problema e să nu se surpe pe ăsta, frate, dacă se surpe pe ăsta... Da, deci să mergem să dăm cu... Pe aici nu e. Nu, coborăm un pic și studiem, știi? Da. Că și aici, uite, dacă tu ești încoace, e... Pe ulău pun. Înțeles. Da. Aici pare că stă bine pe bucata asta. Prost e că e prinsă coarda, asta e prost. Da, asta, știi? Uite, aici pare un fel de limbă. Aici. Dar nu știu, în colțul ăsta nu pare, pare perete drept. Da. Asta e... prinsă coarda acolo, știi, și nu știi, nu știu. Hai să vin și eu și vedem. Dar nu pare podită, de zăpada nu pare podită. Problema e unde... Nu încolo, așa pare loc de băgat? Da, e loc cărcă. Da, deci nu e problemă. De loc chiar nu e problemă. Uite, aici pare că se sprijină, doar latura asta ar fi, dar ar fi mare și conic. E mare și țapănă și acolo se înfundă, n-ar fi conic. Să plece asta, nu cred. Nici nu cred. Nu cred, țapănă. Deci trebuie să ne băgăm acolo, să vedem unde s-a prins coarda. Da. Ce și cum. Păi nu știu, hai că mă duc eu, că tot am coarda. Dar trebuie să ajung și eu acolo, să mă duc cu blocatorul pe ea, că nu mai ajung la ea după aia. Da. Noi, aici. Acolo? Da. Aici e nișa care am săpat. Ce 7 metri. Și aici, pe lângă planul ăsta, mai mă duc încă mult. Dacă intri? Dacă intru, da. Dacă intru. Mai mult de 5 metri. Mult mai mult de 5 metri. Nu văd aici. Mult mai mult. Trebuie să sap un pic. Ce 5 metri, băi? Coarda asta cât aveați? Mai aduce aminte? Păi avea 40 și... 45 avea tiguța, 47. Îți fac aici loc întâi cu lopățica. Reușit să scot coarda, așa, și gaura e cam cât coarda, deci oricum n-avea unde să mă ducem mai jos. Da. Deci mai rămân jos 2 metri. Deci 2 metri de coardă. Cât o avea asta, taie. De asta. Fisura apare foarte largă. Dacă se va topi zăpada asta, o să fie treabă bună aici. De asta. Doar că până o să va topi zăpada, n-ai ce să faci pe aici. Dar asta era compactă, mă, aici. Nici n-avea nicio șansă acum un an. Nicio șansă. Da. O să mai mă duc până aproape de capătul corzii, la 2-3 metri acolo. Așa, urc înapoi. Și după aia vii și te duci, te bagi și tu să vezi. Bun. Nu mai arunca zăpadă. Asta e finalul. Unde stă acum? Mai am, nu știu, 3 metri, 4 metri. Fisura continuă, e foarte largă. Da. Fisura este foarte, foarte largă. Are, cred că, 2 metri pe 3 metri. De asta. Doar că până nu se va topi zăpada, nu știu. Și n-ai ce să sap, că n-ai ce să sap. E... Da. Partea bună că nu e niciun pic de grohotiș. De asta. Da. Și pare un puț vertical. Da. Deci ne-am dus până la capătul corzii. Nu știu cât are asta. Trebuie să o măsurăm afară. Oricum ajuns n-am unde să mă duc, că mai am încă... Adică unde... Sunt câți... 2 metri de coardă, ceva de genul ăsta. De asta, de... Oare pun blocatorul și urci, după aia cobor și tu. Bun. Nu, e o cameră închisă. Nu e mare. Nu. Fisura continuă. Da, da. Și continuă bine de tot. Să vezi care e fenomenul pe acolo. Asta mai iau cu mine numai? Ce? Oh, nu ai ce să cec. Nu, ăsta era ăla, cum îi zice, dinemele și toată aia, știi? De asta, că am zis că eu de fracționare, dar n-ai, deocamdată n-ai nevoie. De fracționare. Așa. Bun. Deși cred că... Să n-ai pe la spate să te agațe, știi? De asta că... Ai mai nasul. Așa. Vezi că scărița, trage-o peste creasă. Așa. Strânge scărița, Fane, că să nu te agață, că pățești ca coarda. Dar voi înfi pe acolo. Să zbârnic de până la urmă, da? Na, așa să mă chirii când pot să... Trebuie să te bagi în dreapta undeva. Da, până trec de țam. Da. Da, asta e moale, vorba ta. Nu, dar nu e, știi care e chestia? Aici, acolo era compact anul trecut, exact în dreapta ta, o să vezi, acum, deci cum privești tu în dreapta ta, da, acolo, deci acolo era nivelul unde am săpat noi, atunci, și uite cât se mai duce în jos. Și știi că acolo era, nu mai aveai, nu se mai vedea nimic, știi? Da. E, și acum în jos e, ditai găuroiul, știi, adică te mai duci încă până la capătul corzii, mulți metri. O să-mi scadă zăpadă în cap, dar s-a mai curățat. Nu-i problemă. Eu credeam că îmi dai tu. Ai ajuns la lopată, nu? Da. Nu știu, dacă te tentează să te duci până jos, vezi că n-are not coarda la capătul colții. De asta mai până jos mai erau destul. Îi dai până jos? Da. Ok. Da. Nu, am făcut eu poze, nu-i problemă. De asta. Ideea e să vedem podul ăla dacă e... Eu nu m-am mai băgat acolo că aveam aparatul prins de mine, să nu bușesc, știi? Nu, pare compact, știi? Păi du-te și vezi, până acolo. Ce și cum. Totdeauna poți să ai surpriză. Dar e clar că mai jos, până nu se topește asta, n-ai nicio sfârâială, da. Deci nu e nicio sfârâială. Trebuie lăsată descoperită să plouă peste asta, să nu mai ningă. Da, și după aia, probabil că într-un an de zile o să mai topească și... Da, asta, dar tot e... S-a mai mers, cred că 10 metri acolo, ceva de genul ăsta. Mai sapă cu lopata, Afane. Nu, păi n-ai nicio șansă fără să sapi. Nici o șansă. Deci tu zici că se mai duce încă 20 de metri? Cel puțin. Bă, ești copil. Ești bun, ți-am eliberat aici. Și acum văd până... Bine, oricum azi n-avem coardă, asta e clar. Bă, vezi că n-ai nod la capătul corzii, Fane. Să-ți faci nod la capătul corzii. Adică după zăpada aia, fisura e largă? Da, deci tu stai tu cum te-ai așezat cu spatele la perete. Da. Pe peretele unde a bătut piturile. Da? Continuă, te duce în jos. Păi da, dar poți să intri sau e... Acum studiez, să văd că... Ia vezi. Acolo îți mai duce cât e coarda, 4-5 metri. Păi degeaba, că voi ai vei. Păi da, da. Deci ai coarda să mai duci. Da. Oricum, astăzi s-a terminat, că nu avem coardă oricum. Da. De asta. Și trebuie să curățăm bine puțul ăsta, bă, fane. Da. Cât de cât așa, știi? Așa. Ai cam 20, cam 60 de centimetri lăsime, drept unci, ca sus. Dar e mai îngust. Aha. Păi și tu unde vezi de aia 15 metri? De unde sunt eu, de aici. Așa? Este, duce-te, oprește pe zăpadă, deci acolo e un podeț ceva de zăpadă, nu e... Păi și crezi că sub podețul ăla se mai duce? Nu știu, că se oprește zăpada pe el. Păi da, ăla, până la podeț nu 15 metri. Ăla din fundul găurii? Da. Zece metri. Nu, mă, dar tu nu, tu te referi la podeț, nu? Nu mai jos de podeț. Nu păta unde stăm noi. Nu, ăla de jos de tot. Ăla, ia, dacă poți să te duci până acolo. Dacă nu, nu știu, lasă-mă mai doar o tură. Ce se întâmplă, trebuie să sap, toată limba de zăpadă, să nu te golezi la fund. Da, și să zici, să fie pericol să vină peste tine? Atunci las-o. Adică tot piciorul să te dau jos? Da, las-o atunci. Las-o, să nu iei naibii baza. E totuși masă multă. Da. Să nu iei baza, să cadă naibii pe tine, că acolo ești. Acum, uite, e liber? Da, da. Da. Oricum, mai merge cel puțin până acolo. Până acolo am văzut și eu, mai sunt încă, nu știu, 5-6 metri, cât ori fi. E fix aproape la capătul corzii, coarda mare câțiva metri. Dar asta, dar oricum s-a dus mult, adică față de unde am făcut noi stânga atunci, acum s-a dus mult de tot. Există toate șansele ca să fie de la podețul ăla să poți să mai duci. Da. Dar e riscantul... Da, trebuie să topească asta, la anul trebuie să topească asta de aici. Deci trebuie să topească zăpada asta de aici. Masa asta stă pe piciorul ăsta, dacă l-ai tăiat. Da, dacă l-ai tăiat, da, s-ar putea să fie o problemă. Da, lasă-l naibii. Lasă. Da, nu, lasă-l, că nu, e desprinsă și pe aici e desprinsă. Deci e desprinsă asta, adică nu e lipită de stâncă, știi? Da. Oricum s-a topit bestial, frate. Că aici mi-au cam aminte, nu știi ce greu ne băgam pe aici, că era ca să intrăm în stânga, în cameră, dar nu acolo, nici vorbă. De asta. Da, probabil în 2-3 ani o să se topească, că nu poți să lucrezi jos. Atât cât e zăpada asta aici, e foarte riscant să lucrezi jos. Da, te riști mult, da. Da, în 2-3 ani s-o topi asta și mai... Păi gândește-te că noi atunci, în iunie, ne-am oprit la căcatul ăla, la piton, mă. Ce ai? De asta. Important e că continuă și are șanse. Da, are șanse mari. Pentru că ăla e plan, ai văzut, e planul falii sau ce naiba e. Da, de că nu pare să se îngusteze. O să măsurăm coarda asta, sus minus 2-3 metri, că ai văzut, mai mult de 2-3 metri nu mai e jos. Da. Hai, dă-i la Dalfonică. Ăla merge mai prost la ăla. Eu de asta mi-am făcut ăla de... Nu, trebuie să tragi un pic cu mâna de coardă, știi? La, așa, da. Da, și e bine să-i pui carabiniera, să nu pui de ureche, să o pui de... Nu, când o prinzi. A, tu uși cu trangul înapoi? Nu! A, cu ăla. Da, dar ideea e ca să mai micșor, să-ți fie mai jos, să nu-l pui de urechea aia de la ham, știi? Înțelegi ce vreau să zic? Da, dar în partea de jos. Da, să o bagi de la amândouă. Da. Pentru că micșorezi cursa așa, știi? Da, asta, știi? Da, ai randament mic. Vezi că deja la vestă îți vine deasupra, știi? Dacă îl prinzi în carabinieră jos și eventual o carabinieră mai micuță, știi? Mărești cursa, ai înțeles, cred că ce să faci. Da, am înțeles, da. Da, da. N-am... Da, nu, aia bine, sunt 20 de metri aici. Da. Prima dată cum e. E cursa lungă și e un andament. Da, exact, exact, exact. Exact. Foarte, foarte tare. Da, 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 nu, 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 acolo e, cum îi zice, continuă și fisura e curată, nu e, nu pare să fie grohotișă. Da, nu e așa, e placă. Ne-a săpat aiurea acolo în stânga, a săpat în aiurea. Da, da, în camera aia. Da, în camera aia. Asta, poți să duc așa, nu știi cât. Păi să duce mult, zic eu. Problema va fi cu zăpada asta când se va topi. Da, nu poți, că limba asta se evadă. Da, și nu poți, da, se subțiază și dacă ai tăiat baza ca te cași păcat de pe tine, da, da, e riscant. E riscant. Hai să mă duc acolo. Asta, da. Acum avem coarda, o tragem sus. Rămân eu pe ea. Uite aici. Aici e spitul ăla care făceam fracționare ca să ne ducem în dreapta. Da, da. Să intrăm pe groapa. Da, da. Să intrăm pe asta, știi? Înțelegi? Da. Câți metri? Aici era limba. 4-5 metri. 4-5 metri, da. Deci la nivelul ăsta era zăpada... Când stăteam cu picioarele pe ea și ciocăneam, da. Da. Uite, s-a dus și în jos. Da, și aici era compact. Da, deci era compact, platformă. Da, da, da. Bă, dar bolovanii ăia trebuie să-i dăm jos, bă, mâncați-și. Vezi cum stau aia? Fucking dead, deci dacă pleacă ăla de acolo... Asta, da. Și ăla, și ăla. Da, trebuie verificat un pic acolo, dați. Dat un pic cu camera și văzut și... Să moară, mă, dacă te uite așa, toți stau până aici așa, deci că stau în... Da, nu știu, acum depinde cât de înțepeniți sunt, știi? Se vede că dislocați, clar. Da. Problema e că dacă au plecat așa... Acum știi care e chestia? Da, dacă îi dai pe aia, nu știu dacă e o treabă bună. Da. Da. Mă rog, cercetăm o dată. Că s-ar da să fie bine înțepeniți totuși, știi? Și atunci n-ai treabă cu ei, da. Ăla de margine mi se pare mai... Incredibil, incredibil cât de sus era asta, frate. Da. Deci aici era limita... Că ăsta l-ai bătut-o vorba aia, de mână, de pe platformă. Da, da, aici era... Da, 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 aici era limita zăpezii și de aici venea fracționarea aia, că te duceai încolo, ca să duci la camera aia de acolo. Te băgam cu îngăurica aia, știi? Da, da, da. Exact acolo se făcea gaura aia și imediat era... Da, mergi noi un pic. Da, da. Da. S-a topit enorm, enorm, enorm. Și în condițiile care a fost a stupat și n-a plouat. Dar acum dacă o să lăsăm de stupat la vară, nu la iarnă, la vară, să fie ok. A, da, se bage ploaia la greu. Da, da, da. Nu pot așa că aveam coardă, nu puteai să avansezi. Nu, ce să avansezi acolo, mă, că nu e risc mare să te duci mai jos, mă, ce vorbești? Nu, 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 eu aici, dacă a plecat o bucată doar te-am mort acolo, știi? N-ai nicio șansă, știi? Nu se pune problemă. Nu, sunt topești, se topești, avem răbdare 2-3 ani. Știi că se poate? Se poate, da, de topi se topește, clar. De asta, atâta timp când nu o să mai vină de sus să izolezi. Așa și... ai. De asta, probabil că peste 3 ani de zile se poate intra foarte bine. Și văzut mai jos. Dar nu poți să cu riscul ăsta de zăpadă ăsta de aici, n-ai ce să... Nu, nu merită, da. De asta, știi? Și nici nu câștigi mult, să zici, bă, ești că te duci, tu 3 metri. Da, da, și vezi că e pe lângă stâncă, e săpată, știi, nu e lipită. Da, păi aia e, stă așa doar acolo, da, dar acolo e săpat. Și e risc mare de tot. În câteva puncte și nu știa. Da, da. Vă și filmez acum. Da, domnul Grigore, de ce în dreapta? De ce în dreapta? Exact cum a zis acum un an de zile, e în dreapta. Eu recunosc că e în dreapta. Deci e în dreapta și e pe planul ăla. Nu în stânga cum ne-am dus noi. Dar atunci... E numai în dreapta. Dar atunci... Atunci când am mâncat, e pâine să iei. Nota de plat. Nu mai e decât asta. Ciorbă de nu știu ce. Bun, altceva. Două beri. Nu. Pachetul ăla mi-a venit. O filtră. Deja da. Tigări? Deja nu pot să o pun paretă. Hai să mă traduc eu. Deci, e așa. zemuială de strofolinci cu glube și moșmoaje. Asta e bun. Bizdidele chepciuite cu sporcalaci. Deja trebuie să bat bipuri. Exploram ca voi, na, eram cu muștii ca oțelul, așa. Nu le știam pe astea. Acum am și eu imagini pe satelit, n-am avut. Aveam niște hărți alea de 2 lei făcute de Emilian Cristian Dunăreanu. Nu cu creionul, dar știi cum era. Le găsea alea, deci mai bun decât munții noștri. Din 70 și ceva, ăla, seria, nu știu, Piatra Craiului, cât a fost, numărul 8, 9, n-am avut. N-am avut nimic la dispoziție. Deci, nu numai că este, când intri în Vâlcel, ai văzut, vezi, aia de grohotiș. Deci, grohotișurile alea îți arată exact falia. Deci, dar ea este împinsă. Deci este singurul pachet din toată creasta care, deci e ca o piramidă inversă, la grind ea e jucat acolo, dar a stat pe loc, făcând asta, este împinsă în spate. S-a deplasat. Practic, ce vedeți voi, deci voi acolo coborâți, nu știu dacă tu ai urcat, face asta, frate. Deci pleacă de la 50 de centimetri, 60, cât aici la baza, chiar, da? Așa, și ajunge la 10-20 de metri, ajunge la 2-3 metri. Da. Și el tot timpul, și continuă, deci el umplu cu zăpada aia, nici nu știi cât dracu sunt pereții. Da. Deci el se deschide, pe când ălalt era viceversa, exact viceversa. Pa, aia a fost. Știi? Și în fine, deziluzionați. Noi am făcut balapone, am ieșit în creastă. Dușilor. Deci el a zis așa, că toate hornurile astea, vezi, Doamne, au fost niște doline ascuțite, închise jos. Când ai aia de prag, unele au așa ca o cheie și peretele ăla și scofârcitura aia e ulterioară. Și toate au posibilitatea, mă, s-a demonstrat la două, la grind și aici. Toate ar purta un aven pe ele. Problema e așa, cele care au purtat aven central, și să știi că în Ciorânga Mare, și mai este o Vâlcea, imediat după Ciorânga Mare, am uitat cum îi zice la aia. Vâlcealul cu fereastră sau care? Nu, 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 e și o peșteră acolo, se cheamă tunel, de fapt două, sunt două tunele, tunelele lui Finci sau ceva de genul ăsta. Da, sunt foarte scurte, oricum sunt fenomene carstice alea. Găsești locuri în care intri, de bași și capul sau numai capul, deci da, sprăbușite cu... Deci mini avene, chiar Helmar mi-a făcut atunci un diapozitiv mie, am intrat într-una complet și era cu iarbă, știi, am dat și iarbă așa, era numai că să intri și mi-a pozat capul, exact aveai senzația că... Deci nu este ce a făcut Traian Constantinescu, teoria aia, așa, nu e aiurea, știi? Și am luat hornurile alea, și l-am luat pe primul, n-am găsit nimic, ne-am dus până la prag, că știam, deci până toate cobor în creastă și la un moment dat ai un prag de ăsta mai dificil, unde ori îți trebuie coardă, ori e... e mai complicat. Deci toate au geomorfologia asta. Maxim 100 de metri, la unele cobori chiar 70-80 din creastă și au un prag. Un prag, așa este, da. Deci, orice fenomen karstic de tipul ăsta aven, îl vei găsi până în pragul ăla. Până în prag? Până în prag. Sau chiar la limita pragului. Cum e și aici e foarte aproape de limita pragului. Și așa este, da, că jos e pragul, așa este. Și am făcut un vâlceal, am făcut al doilea, când am făcut pe al treilea, pac, în stânga. A ieșit minunea, știi? Da, la vremea aia era complet închisă, la 12 metri. Am făcut fișa, harta. Vedem ce s-a întâmplat. Ce modificări au apărut? Acum aș putea nu să zic, am visat noaptea, că s-a prăbușit, că s-a... Și uite că am venit și așa a fost, deci n-am venit degeaba. Da, corect. Veneam acum 25 de ani, găseai la fel. Era, da. Coborai 12 metri și era închis complet și plecai acasă. Corect. Nu vezi că de la an la an, că practic, nu prima dată s-a coborât 12 metri, după aia 14, după aia 20, după aia 25. Da. Acum toți ziceam că la 40 suntem blocați. Nu, deci la 40 problema e de securitate. Ați văzut până la 50. Da. Și problema e de securitate mai jos. Mă îngrozesc de ceva, că pot să vă spun că am făcut calcule tectonice și geomorfologice și de strat. De ce? Aici avem de-a face cu sinclinal suspendat, da? E, în zona aia e singura zonă în care sinclinalul suspendat nu este normal, deci cu stratele la verticală, este singura porțiune din tot Craiul în care stratele sunt răsturnate. Deci au chiar plecat, da, o întoarcere către partea asta a Zărneștiului. Da. Dar în subteran se vede clar că falia pleacă, deci de fapt falia aia nu este o falie clasică și aici multă lume nu înțelege. De fapt este o decroșare, cum sunt în momentul când acolo am fețele de strat originale pe fundul mării. Stratele sunt depuse orizontal. Orizontal, da. După aceea se sedimentează, se supresiune, se tasează, da, se capătă omogenitate. Unele roși sedimentare sunt metamorfozate, dar n-are importanță, da? Și după aceea ai de la poziția în tabulară, da? Da. Ele pot să iasă la suprafață exact cum au fost, da, sedimentate. Da. Se cheamă în poziție tabulară. Pe urmă, urmează monoclin. Monoclin de 10 grade, de 30, de 70, da, n-are importanță. Am sinclinalele, anticlinalele, nu încep cutele, da, și așa mai departe. E, aici, în Piatra Craiului, am un unicat în România. E un sinclinal suspendat. Și toate stratele astea la verticală, voi, de fapt, acolo ați intrat pe un fenomen tectonic între două strate de calcar. Și cel din dreapta, cum intrați voi în Aven, adică dinspre Plaiul Foii, un strat mai vechi, iar ăsta din stânga este mai tânăr. Și practic acolo intrați pe o față de fricțiune, dar ea nu este o falie în sensul clasic, ci este o față de strat care a fost foarte tectonizată, foarte nebunea la aia. Vă dați seama când au plecat de aici, dinspre Lucăr-Bran, tot masivul ăsta de calcar, și el a fost împins acolo spre Plaiul Foii, un fundament cristalin foarte puternic. De fapt este fundamentul din Iezăr Păpușa. Păpușa, din partea. Da? De ăla s-a lovit forțe. Așa? Și astăzi deci noi vedem rezultatul. Dumnezeu știe cât, vorba aia. La cum arată fața aia. E mare, e mare. De ce? Pentru că la suprafață, în creastă, stratele sunt toarse. Acolo avem creasta la 2135. Din GPS, intrarea Avenului ne-a ieșit la 2098, la 2080, au fost mai multe măsurători. Cam așa, și azi la fel. Până în 2100, nu are 2100, dar pe acolo, bate pe acolo. 90 ceva, da? El deja este în zona în care curbura a intrat invers. Ați înțeles? Da. Voi, eu mulți ani de zile am lăsat deoparte toate obiectivele din versantul vestic dinspre Plaiul Foii. De ce? Pentru că nu există drenaje acolo. Adică te gândeai, domnule... Problema e de securitate, de zăpadă. Da. Că acum nu, până nu se subțiază ăla sau să mai topească platul ăla, e pericol de... Da. Da, adică... Nu, aici nu ne jucăm cu... Dar în ritmul care s-a topit anul ăsta, așa e clar, la anul, probabil că o să poată intra fără nicio problemă până la minus 40 acolo, când ai mai... Minus 50, la minus 40 s-a intrat. S-a intrat, da. Dar, mă rog. Acum, rămâne culoarea la iarăși a blocat. S-a intrat de două ori, iar s-a blocat, iar... Nu, da, contravăr s-a topit substanțial, deci clar, față de cum era ceva... Da. Deci modelarea care am făcut-o eu e... ajungi la o denivelare de 200 de metri, maxim din două puțuri, poate. Da, da, da. 2-3 puțuri ajung la minus 200. Și e foarte posibil ca ala să fie, nu mai fie cu zăpadă, că dacă e plecat la categoric, deci depozitul criosferic, care este, de fapt, acolo e un depozit triplu, combinat. Sus are zăpadă, la mijloc are firn, zăpada asta tasată, și jos la bază sâmburile la de gheață, care ați văzut că se, se formează Deci depozitul ăsta criosferic nu se poate forma și nu poate să existe în puțul 2. Deci el peste tot, în toate avenele de tipul ăsta alpine, exact, se formează pe primul puț. Nu are cum zăpada să scurgă. Acolo el la bază se topește, găsești apă. Da, găsești un firicel de apă, un râuleț, o cascadă, ceva.